Бенят звенит, он не щипил доз, капитал один норд, а републичи мугала. Астас примария муниципил долз, на калитате де лидер де проект, партичипом приуна к дунгевастра, в авансаре лукрерилор де конструкции, кадру проектului, креария муниципил долз, а центру де инновариши трансфер технологий, ген регионе де дезвокари норд. Un eveniment semnificativ care demonstrează importanța parteneriatelor și necesitatea asigurării unui dialog continuu dintre autoritățile publice, mediul academic și mediul de afaceri. Sunt foarte bucuros că acest proiect va fi realizat anume aici, în Bălți. Universitatea Alecu Ruso este a doua casă pentru familia mea, deoarece această universitate a absolvit-o părinții mei, am absolvit-o eu și sper că și copiii mei vor merge anume aici la universitate. Astăzi, acest proiect ar spune că ar fi pe viitor o maternitate pentru toți tinerii, pentru o nouă generație cu o nouă gândire, cu posibilități moderne, care direct vor influența nu doar dezvoltarea Nordului Republicii Moldova, dar și, cred că, întregii țări. Având această posibilitate, astăzi vreau să mulțumesc tuturor partenerilor de dezvoltare, USAID, Guvernul Suediei, UK Aid, pentru că împreună avem oportunitatea de a consolida mediul de afaceri inovativ. Eu vreau să folosesc această lansare pentru a veni și cu un mesaj către domnul prim-ministru și toți partenerii de dezvoltare ca următorul pas în municipiul Bălți, pe lângă faptul că va fi creat acest centru performant, să fie creată și o infrastructură, niște școli profesioniste, anume pentru toți tinerii din nordul țării, deoarece noi în acest centru vom avea creiere moderne, vom avea idei moderne, dar astăzi pentru a realiza tot ce va fi creat în acest centru, avem nevoie de mâini și avem nevoie de profesioniști și știu că problema cea mai mare a tinerilor din tot nordul țării este că nu mai sunt multe școli profesioniste tehnice pentru a crește acești profesioniști, acești meșteri. Eu mă mândresc de faptul că deja 4 ani la rând primăria din municipiul Bălți este desemnată ca cea mai transparentă autoritate publică locală din Republica Moldova. Suntem gata, avem de muncit foarte mult ca să avem rezultate și mai bune și sunt sigur că în foarte scurt timp, dacă astăzi doar oamenii, cetățenii spun că Bălțul este capitala din nord a Republicii Moldova, sunt sigur că în scurt timp va deveni, poate și din punct de vedere juridic, după reforma administrativ-teritorială, va deveni și din punct de vedere juridic capitala din nord a țării. Important este că astăzi în Bălți găsesc limbă comună toți cetățenii care locuiesc. Moldoveni, ruși, ucraineni, români, bulgari, polonezi. Suntem o familie mare, suntem o familie unită, suntem gata să muncim și în beneficiul cetățenilor din municipiul Bălți și pentru toți cetățenii din Republica Moldova. Încă o dată vă mulțumesc pentru acest proiect. Este un pas foarte important pentru noi. Împreună cu mulți din dumneavoastră am asistat la deschiderea unui centru din municipiul Chișinău și sunt sigur că aceste centre real deschid o altă pagină și dă start unei noi istorii a Republicii Moldova.